Din nou în direct, e ziua decisivă pentru Toma Coconea în competiția X-Alps. Parapantistul român trebuie să ocolească vârful Mont Blanc, o zonă cu puternice turbulențe, iar apoi să intre în linie dreaptă către finish. Hai să vedem exact în aceste momente unde este Toma Coconea, pentru că avem acea aplicație care ne ajută să îl vedem exact dacă este în parapantă, în zbor așadar, sau în alergare sau în coborâre. Din ceea ce vedem în aceste momente, pare a fi în coborâre pe picioare. Toma Coconea vrea să ducă și această cursă la final, indiferent de rezultat. Iată ce ne-a spus în exclusivitate pentru Antena 3. Mă simt încă puternic și am energie. Cred că am energie atât de multă încât să merg încă o dată, mă mai întorc încă o dată și o iau de la capăt. Da, sunt într-un loc în care îmi strânește multe amintiri. Sunt la baza Mont Blancului, cel mai înalt vârf din Europa. Mâine trebuie să-l ocolesc tot acest munte prin zbor. Sunt trecător de 4.000 de metri. O să am niște pași de trecut pe jos, că din păcate vântul nu-i prielnic. Asta e cursa până la urmă. Mă lupt cu mâi. E un punct dificil, într-adevăr, care îmi ia puțin din distanța față de ceilalți. Speram să-l trec și după aceea să intru în transă pe linia dreaptă către Zell-Amze. Este o cursă destul de tehnică și de dificilă să faci Alpii tur și retur. Numai cine nu e aici și trăiește doar pe Google își face o altă imaginație. Dar și de asta încerc cu echipa mea să fac cât mai multe live-uri și cât mai multe imagini și să vă dați seama cam care e realitatea cu adevărat. Că dacă ești într-o poziție bună, nu-mi fac probleme, pot să zbor cot la cot cu Maurer sau cu oricare dintre atleți, nu-mi e frică de nimeni, nici pe jos, nici în aer. Eu sunt acum în plutonul 2, vedeți cum sunt, e plutonul 1, plutonul 2 și plutonul din spate. La început, când m-ați văzut pe locul 24, eu știam că nu ăla mi-e locul, clar. Eu mă lupt pentru top 10 de 20 de ani de zile și ăsta mi-e obiectivul și anul ăsta, top 10 și să termin sănătos și până la final. Mulțumesc Sabina și Antena 3 pentru interesul acordat. Mulțumim, Toma, că ne reprezinți acolo, suntem alături de tine, o să vorbim și mâine și poi mâine și joi în ultima zi despre ceea ce face Toma Coconea în cea mai dură competiție. Rămâneți la Antena 3.